Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc a schimbat regulile pentru păcănele în doar câteva ore. Inițial a anunțat că sălile de jocuri vor putea funcționa în localitățile cu mai puțin de 15.000 de locuitori cât timp au licență, adică încă un an. După câteva ore a revenit cu o precizare. Patronii vor putea să-și păstreze afacerile doar dacă își mută aparatele în orașele mari. Sentimentul e că bagi 10 lei și dintr-o dată te-a trezit un milion. Și cu un milion faci o treabă. În Segartea nu s-a mai făcut decât de pariu și pentru funerarii. Proprietarul acestei săli de jocuri din Segarcea, județul Dolj, a reușit să reînnoiască autorizația cu un an, chiar înainte să intre în vigoare noua lege, la fel ca el au făcut mulți. Sunt licențele valabile un an de zile. Da. Da. Deci asta înseamnă încă un an. Încă un an, da. Era absurd să închizi așa de pe zi pe alta, cred eu. Ne afectează pe toți. Dar dacă le-a scoate la nivel național, ar fi bine, nu? Nu doar din locațiile mici. Orașul Segarcea are 7.000 de locuitori și 10 săli de jocuri de noroc. Toate au acele slot mașini și, din câte știu, sunt destul de des frecventate. Inițial, oficiul care supraveghează și controlează industria a anunțat că sălile pot rămâne deschise cât timp au autorizație de funcționare. După câteva ore, a revenit cu o completare. Mai exact, cei care dețin licențe vor putea să-și mute aparatele de tip slot machine în localități cu o populație mai mare de 15.000 de locuitori. O lege nu poate fi aplicată retroactiv. Societățile au niște autorizații în curs care este un drept câștigat pe parcursul anului. Ele expiră în funcție de fiecare lună în parte. Dacă le închide, e bine. Pentru că nu mai ne pierdem bani aici. Și copii mici și femei și toate ele. Cu mic, cu mare, spune că la mașinuță. Pentru mine ar fi să se scoate de tot. E foarte bine. Eu am un băiat care joacă la păcănele și costă 50 de milioane pe lună. Și el are 60. Toată lumea cu capul pe umăr. Familiile lor le mor de foame în casă și îi pierd banii pe la păcănele. Parlamentarii opoziției critică inclusiv oficiul pentru jocurile de noroc pentru că ar fi eliberat autorizații. Mizeria supremă, dacă mă întrebați pe mine, vine din partea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, care a venit acum câteva zile și a anunțat public operatorii să stea liniștiți că nu se schimbă nimic. Aceste autorizații se dau pe un an și știm cu toții că discuția a existat în spațiu public, deci operatorii s-ar fi putut autoriza chiar cu câteva zile înainte de a intra în vigoare, deci să aibă un an full. În acest moment, în orașele mici, există 28.000 de aparate care au autorizații de funcționare. Operatorii vor trebui să mute punctele de lucru dacă vor să își păstreze afacerile. O să începem să facem verificări. Acum, nu o să reușim să ajungem în toate localitățile, dar ne bazăm foarte mult și pe sesizările făcute de către ceilalți agenți economici care și-au retras aparatele. Firmele care nu își vor închide activitatea riscă revocarea licenței pentru toate punctele de lucru din țară.